Olpara a fost înmormântat la cimitirul romano-catolic din comuna Baciu. S-a stins luni după amiază la numai 59 de ani după o suferință scurtă, dar asumată cu demnitate și cu speranța că viața îi va mai oferi o șansă. A fost angajat al TVR Cluj din 1994, timp în care a realizat sute de emisiuni și reportaje din lumea muzicală. A fost un iubitor și un promotor al folclorului în general și al muzicii populare maghiare în special. Tot lui se datorează înființarea casei de dans popular maghiar din Transilvania. A fost membru în mai multe ansambluri populare, iar în ultimii 24 de ani a cântat cu formația Tarisniaș. Dumnezeu să-l odihnească!